Dăm țigările, cum facem? Doamnelor și domnilor, nu mai reușesc să potolesc invitații în PNL, să știți că nici înfrângerile, din câte văd, nu îi mâhnesc pe oamenii, mobilizează, din ce spunea domnul Adrian David. Probabil se va descătușa lupta din nou. Partidul Național Liberal este de o bună bucată de vreme un câmp de luptă la nivelul județului Hunedoara. Sunt curios să vedem de această dată care vor fi actorii. Ce v-am spune că aceiași. Domnul Victor Stoica, 77%, scor, număr de pus pe spate la fotbalul american, a câștigat de o menire categorică alegerile la apoi. Felicitări! Mulțumesc! Bună ziua, telespectatorilor dumneavoastră! Bună ziua! Salut colegii mei din platou și ce să spun de scor? E scorul muncii, e scorul trudei și seriozității de 4 ani, de 16 ani, mi-a zis. Spuneți-mi, la nivelul județului Hunedoara, ce nu a funcționat, ce rotiță nu a fost unsă în acest angrenaj al Partidului Național Liberal de a-ți pierdut după 12 ani, iată, Consiliul Județean? Dacă avem în vedere decursul ultimelor 3-4 ani, au fost mai multe evenimente neplăcute în partidul nostru și toate aceste lucruri au terminat la eșecul care l-am avut duminică. Dar poate că, nu știu, nu pot zic că tot reușim bine, dar poate că ar trebui să fie momentul zero în care să realizăm și să vedem greșelile care le-am făcut, să vedem oamenii care au tras la căruță și care au frânat căruța și să putem merge înainte cu fruntea sus, să le spunem oamenilor ce avem de spus, fiindcă eu consider că avem un cuvânt greu de spus și în continuare în politica județului și nu mai. În continuare nu știu. Vom vedea din toamnă încolo. Este un nou examen. Cert este că în acest moment Partidul Național Liberal trece printr-un moment greu, un moment care a demobilizat multe organizații la nivelul Vâi Jiului. Organizația de la Vulcan la acest moment nu mai are președinte. Alina Crestoiu și-a depus demisia. Înțeleg că există o discuție și la nivelul orașului Petrila sau acest lucru s-a întâmplat, deși în Petrila este un paradox, doamnelor și domnilor, venirea în PNL, pagubă doar pentru Păducel, că partidul a câștigat mai multe mandate decât la nivelul anului 2012. Singurul care a pierdut acolo este Ilie Păducel, primarul orașului Petrila, care, deși a făcut multe lucruri în Petrila, unul dintre orașele în care s-au întâmplat multe lucruri, oamenii au ales altceva, au ales Partidul Social Democrat, însă Partidul Național Liberal a câștigat odată cu venirea acestuia. Dacă îmi permiteți, aș avea o scurtă analiză. Foarte bine ați precizat și noi am, sau cel puțin eu, am apreciat faptul că cooptarea domnului Păducel a fost un câștig politic. Sigur că ne doream mai mult, targetul nostru a fost îndeplinit undeva la 60%, ca și vot politic pentru Partidul Național Liberal și sigur ne-am fi dorit ca domnul primar, care a obținut, într-adevăr, a reușit să finalizeze foarte multe din proiectele pe care le avea în plan în mandatul dumnealui, ne-am fi dorit să mai rămână 4 ani la conducerea orașului Petrila. Petrile ne-au ales altceva, este dreptul lor, îi felicit pentru modul în care au făcut-o și sunt convins că Partidul Național Liberal va face ceea ce trebuie în Consiliul Local, având în vedere că PSD-ul acolo, ca și în Consiliul Județean, are o majoritate confortabilă. Spuneați la începutul acestei părți a emisiunii că suntem optimiști. Eu, uitându-mă în datele statistice, am observat că 65.000
143 de hunedoreni au votat cu Partidul Național. Eu înțeleg acest mesaj, însă realitatea este alta. Ba da, nu, asta este realitatea, care vă spun eu. Realitatea este că ați pierdut Consiliul Județean. Am pierdut Consiliul Județean pentru că... Realitatea este că ați pierdut doi poli importanți, Hunedoara și Deva. Și rezultanta este pierderea Consiliului Județean, să știți, pentru că votul politic... Cred că de aici plecăm. Da, dacă vă uitați, în foarte multe localități, mai ales în Valea Jiului, votul politic pentru Consiliul Județean a fost unul mai mare decât pentru Consiliul Local. Excepția este la Petroșani, unde, sigur, noi avem o analiză sau anticipam un rezultat mai slab din mai multe perspective. Domnul Iacob Riții este susținut de trei partide. A fost susținut de trei partide care aveau și reprezentanți în consiliile locale. Transferul politic către PNL s-a făcut mai greu. Probabil rezultatul din 2020, nu știu care sunt intențiile, nici nu vreau să vorbesc fără mine, dar în 2020 rezultatul Partidului Național Liberal va fi unul mult mai semnificativ decât acum. Pentru că am încredere în domnul Iacob și știu că este un om ambițios și persuasiv și va reuși să-și impună punctul de vedere. Domnule Iacob Riții, cum ați analizat ce s-a întâmplat la Petrila, ce s-a întâmplat în celelalte organizații din Valea Jiului, unde, într-adevăr, rezultatele cred că sunt mult sub așteptările conducerii partidului. De fapt, așa cum titram și pe burtieră, golul de onoare al Partidului Național Liberal în Valea Jiului și la nivelul municipiilor, la nivelul orașelor, este Tiberiu Iacob Riții. Da, aș începe cu Petrila. Petrila e un caz aparte. Sigur, undeva există niște explicații legate de ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri vis-a-vis de pierderea poziției de către domnul Păducel, un primar experimentat, un primar care a făcut foarte mult pentru Petrila și eu cred că nu le va fi foarte ușor celor care vin după el. Nu e ușor să conduci Petrila după Păducel și nu spun asta pentru că domnul Păducel este din PNL și este colegul nostru, o spun cunoscând foarte multe realități legate de administrația Petrilei, de care am fost oarecum mai apropiat decât celelalte administrații din Valea Jiului. Însă în ceea ce privește rezultatul Partidului Național Liberal în celelalte localități, vreau să spun că am constatat foarte mult amatorism din partea celor care și-au asumat responsabilitatea pe localitățile din Valea Jiului. Domnul președinte David n-a putut să suplinească singur și să facă posibil mai mult decât s-a făcut, însă n-a fost foarte ajutat de strategiile locale de acolo și de către, trebuie să recunoaștem, fără să acuz pe nimeni, fără să fac vreun alt proces de intenție, de liderii care și-au asumat această poziție de locomotivă în alegerile locale. Eu i-am cunoscut mai puțin, venind mai târziu în PNL, însă cred că în politică, dacă vrei să obții rezultate, nu pui orgoliile personale niciodată pe primul loc. Ceea ce, din păcate, foarte mulți dintre cei din PNL și numai în Valea Jiului n-au putut să facă. Nepunând pe primul loc aceste lucruri, n-ai putut să construiești și să vezi finalitatea sau finalul acestei lupte, care era mult mai important decât un orgoliu personal. Asta se întâmplă din două motive. Unu, necunoaștere și doi, prostie. Deci, cam asta văd eu așa în mare, o analiză, nu am toate datele, însă nu poți să pui pe primul loc interesele personale și să sacrifici munca unor oameni sau unui județ întreg, pentru că așa vrei tu. Da, apreciez punctul de vedere al domnului Tiberiu Iacob Riții, este unul dintre puținii liberali care nu încearcă să-și preieze rahatul la acest moment ca să nu miroase. Într-adevăr, la nivelul VG-ului, cred că sunteți de acord, au existat multiple probleme în abordarea campaniei electorale. David a alergat mult. Asta am vrut să spun, această campanie. Domnul David, rezultatul pe Valea Jiului în bună măsură îi se datorează domnului David și nu neapărat organizațiilor locale.
Cred că dacă domnul David ar fi fost susținut la același nivel de către toate organizațiile locale, rezultatul ar fi fost altul. Domnul David, nu știu dacă a avut suficient de mult sânge în cravată, deși acum nu are o cravată, să ia niște măsuri radicale anul trecut pentru a opri hemoragia din Partidul Național Liberal. Atenție, în Valea Jiului, domnule Stoica, poate nu știți și sunteți politician hârșit în Partidul Național Liberal și pe scena politică, în 5 consilii locale au intrat independenți. De unde credeți că proveneau acei independenți? Din Partidul Național Liberal. Liberal. La nivelul Hunedoarei, la nivelul Devei, s-au bătut ca surzii orgoliile lui Arion și ale numitei Leonora, Carmen Hărău, cu orgoliile lui Petru Mărginean, neexperiența politică a lui Bogdan Țâmpău în a rupe mâța în două, au dus la acest rezultat. Sigur, pe de altă parte, experiența unor oameni politici din Partidul Social-Democrat, pentru că Nistor este un foarte bun jucător strategic și a dovedit încă o dată. Domnule Stoica, cum ați analiza ce s-a întâmplat? Eu consider că nu trebuie să-i punem la Adi David în spate eșecul, fiindcă el în perioada scurtă în care a fost, a făcut destul de multe. Și chiar spuneau înainte, spuneau colegii mei, că Valea Jiului și rezultatele de aici îi se datorează în mare parte, rezultatele bune. Dacă toți colegii noștri de la nivel de județ și, cum a spus, e vorba de Hunedoara și Deva, care erau municipiile PNR-ului, își vedeau de treabă mai bine, făceau, depuneau mai multe eforte sau la parte orgolele personale. Și eu cred că motivul pentru care am pierdut, nu știți care este și în special în cele două municipii, ruperea de realitate. Acești oameni, acești primari care au pierdut, s-au rupt de realitatea de zi cu zi. Au tratat problema așa cu că ei sunt un castel de fibre sau într-un castel de sticlă și lumea este pe stradă. Nu. Nu e. E o greșită interpretare a problemei. Mărginean a făcut destul de multe lucruri la adevăr, dar din contră, n-a avut o bună relație cu oamenii. S-a rupt de oameni, s-a rupt de electorat. Omul, să știți că sunt zone în județ și nu numai în țară. Și aici e locuiantii rezultatul din sudul țării și din Moldova. Rezultatele nu sunt grozave. Sărăcia este cum este, dar PSD-ul are voturi. De ce? Sunt niște oameni, chiar dacă poate n-au rezultate, dar țin aproape de oameni. Toată ziua colaborează cu ei, le strâng mâna, îi salută, îi respectă și contează foarte mult. Poate că de multe ori poți să faci 10 canalizări, 10 drumuri, dacă nu ții legătura cu omul, te-ai rupt de realitate. Și rezultatele se văd. Până la urmă, ce înțeleg e că aroganța unor lideri exact, Partidului exact. Național Liberal au condus la acest rezultat. Infatuare, aroganța, prinde și așa mai departe. Nici mesajul de la centru nu ne-a ajutat foarte mult în ultima perioadă. Nu este un județ atipic pentru liberali, pentru că avem foarte mulți primari, foarte mulți primari în funcție și nu prea ne putem plia noi pe mesajul de la centru. Se vorbește despre se vorbea cel puțin despre vot în două tururi. Pe noi, pe liberali din județul Hunedoara, nici nu ne avantajează, nici nu îl dorim. Pentru că ne încercăm să ne protejăm rezultatele așa cum putem. Nu avem o problemă ca să protejăm primarii, să nu mă înțelegeți greșit, că larga majoritate a primarilor liberali, 90% dintre ei, obținut peste 50% din primul tur. Doi dintre ei sunt lângă mine. Deci nu e vorba de o formă de protecție socială, cu ghilimele de rigoare, a primarilor, ci e vorba doar despre un trend. Noi, în județul Hunedoara, noi liberalii, noi nu ne construim rezultatele pe ideologii, nu ne construim rezultatele pe marile realizări liberale din perioada interbelică și pe filozofia liberală. Noi ne construim rezultatele pe munca primarilor și ne construim rezultatele încercând să atenuăm din sărăcia din județul Hunedoara și din problemele sociale din județul Hunedoara, încercând să aducem investitori, să creăm locuri de muncă, să punem în valoare frumusețile acestui loc. Liberalii din județul Hunedoara fac munca de jos și au nevoie să fie protejați de la centru. Nu ne-am pliat pe mesajul ăsta, n-am putut să le manăm mai departe. Mircea Ioan Moloț, cu două puncte mari, conducerea Partidului Național Liberal trebuie să plece, Bogdan Țâmpău trebuie să plece. Sigur, pe Moloț îl poți bănui de multe lucruri, o fac și procurorii.
Nu poți să-l bănuiești că nu știe politică. Iacă-te-l că atunci când spunea că nu veți reuși să conservați numărul de primari pe care l-a lăsat, avea dreptate. Acum acesta vorbește, sigur, de undeva din suburbia politică, pentru că nu mai are un rol activ decât de consultant, înțeleg, al celor de la ALDE, arată cu degetul înspre conducerea Partidului Național Liberal și spune că ar trebui să plece. E opinia dânsului, da, nu v-ați gândit la asta. Comentez. Da, eu aș putea să comentez ceva aici. Sigur că domnul Moroț a avut rezultate extraordinare din punct de vedere politic, însă cred că, dacă mi-aduc bine aminte, domnul Moloț n-a candidat sau n-a câștigat niciodată de pe PNL. A fost în alianță ori cu PDL-ul, ori cu PSD-ul. Rezultatul pe care l-a obținut PNL-ul de această dată singur este... Nu singur, este cum singur? Cum? Păi PDL-ul... Păi nu, PNL-ul este singur. Acum nu mai este o alianță de partide, este un singur partid. Totul, sunt două partide, există copreședinți. Nu. Noi suntem cu județul Hunedoara, nu. În alte părți, dar e clar că e PNL plus PDL. Eu cred că, din punctul meu de vedere, ultima dată, și chiar ne propuneam, și domnul Stoica și domnul Iacob au fost prezenți la ședința de la Petroșani, în care am definitivat lista consilierilor județeni. Și atunci am zis, președintele Țâmpău a spus, e ultima dată când noi folosim PNL și PDL. Pentru că am zis noi să păstrăm din punct de vedere istoric, sau al partidelor istorice, o proporție echilibrată ca și reprezentarea pe lista consilierilor județeni, oameni care provin din fostul PNL și oameni care provin din fostul PDL. În campanie însă nu s-a pus problema de așa ceva. Am fost foarte bine mobilizați, am muncit foarte mult, nu ne-am uitat la de unde e cutare, de primarul respectiv al cui e, vine, merge Gligor, merge Țâmpău, merge David, merge... Nu asta s-a pus problema, am fost peste tot la fel de bine mobilizați sau la fel de mult ne-am dorit victoria, indiferent de rezultate. David, întrebarea e simplă, pleacă cineva sau nu? Eu nu știu dacă aș putea să vă răspund la întrebarea asta, eu sigur am plecat, pentru că sunt membru, simplu membru al Partidului Național Liberal, eram făcea parte din structura de conducere pentru că am ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean. E clar că s-au pus praștile pe organizația județeană. Chiar din interior există voci, există ipoteze lansate și v-aș întreba dacă Dorin Gligor este unul dintre cei care își asumă această înfrângere sau se poziționează cumva în afara cercului decizional, vă cere socoteală și are pretenția la supremație. N-am avut o discuție cu Dorin pe tema asta, cu domnul Gligor, ce scuze, pe tema asta. Am stat toată noaptea de alegeri, ne-am lamentat reciproc, văzând că inevitabilul s-a produs și am reușit, cu ghilimele, să pierdem și Consiliul Județean. Și eu zic că astăzi este o zi foarte importantă pentru Partidul Național Liberal. Avem un birou politic în care la București, în care se diseminează rezultatele alegerilor și eu cred că se va ieși de acolo cu o decizie. Fie copreședinții noștri au dreptate și este un rezultat bun. Asta pentru un rezultat bun la nivel național. Sigur, la București nu. Sigur, în județul Hunedoara nu. Da, dar probabil acolo unde s-a gândit targeturile. Întrebarea unde sunt rezultatele alea bune. Dacă va fi alta va fi decizia biroului politic național și se vor declanșa, că am văzut că se cere congres, ne vom comporta ca atare. Este foarte periculos. Este foarte periculos. Și acum sper că liberalii care ne privesc și ne ascultă să înțeleagă. Este foarte periculos să declanșăm un jihad în interiorul partidului. Am trecut prin asta în ultimul an și jumătate. Uitați-vă unde ne-a dus. Avem nevoie de foarte mult echilibru, de foarte multă înțelepciune în decizie. Și cred că cel mai important, și am început emisiunea cu mesajul ăsta, este ca oamenii cu voturi în
Partidul Național Liberal să dea acest mesaj de echilibru și de stabilitate. Domnule Stoica, ați trecut prin multe astfel de momente de-a lungul timpului, de-a lungul carierei de om politic. Ce ar trebui să se întâmple acum în Organizația Județeană? Lucrurile nu pot să rămână așa în mod evident. Eu cred că ar trebui pe Danții să facă un pas înapoi și să lase învingătorii să iasă în față. Și doi, de mult eu am mai spus și am tras un semnal de alarmă vis-a-vis de DEVA, organizația DEVA. De ce spun aici? Fiindcă DEVA este capitala județului, este concentrarea cea mai mare de personalități politice ale PNL-ului din județ și rezultatele începând cu europarlamentare. Alegerile președintelui și ultimele alegeri au fost catastrofale. Unde este din 3-4 oameni, probabil că unul e liberal. Nu e posibil așa ceva. Acolo ceva nu este în regulă. Trebuie găsiți, eu zic, oameni de alt calibru să facă treaba bună, fiindcă de acolo trebuie pornit, fiindcă Deva, în general, e un oraș de dreapta, nu e un oraș de stânga. Cred că e primul oraș în care pe PSR-ul sau alt, așa, câștigă... Da, Mircea Muntean. Da, Mircea Muntean, care a fost un liberal, la urmă. A câștigat, în rest, până acum n-a câștigat niciun... Paradoxal, nici măcar nu ați reușit, domnule David. Petru Mărginean, cu un post de televiziune în spate, cu media în spate, n-a reușit să explice oamenilor că votul lor e în zadar. Mircea Muntean este un om care foarte probabil să-și piardă mandatul. Vreți să facem o analiză la sânge acum? Strategia, nu vreau să facem o analiză de la comunicare. Sânge. Eu vă întreb, domnule, dacă... Strategia lui de comunicare, modul de adresabilitate a fost dezastruoase. A ales să se certe cu trusturi media importante, care sunt, sigur, au nișa lor, mai mare sau mai mică, din presa locală din Deva. Nu a apărut decât pe postul Antena 1 de televiziune și efortul extraordinar pe care l-a făcut echipa de campanie nu a reușit să contrabalanceze acest imens dezavantaj. Peste asta adăugați conflictul deschis cu liberalii din Hunedoara și peste toate astea puneți mesajul politic la nivel național care nu a prit. Și vă spun elegant, nu a prit în... O spun cu toată responsabilitatea, județ. Dacă dumneavoastră ați avea, doamnelor și domnilor, banii pe care i-au investit Hărău și cu Arion împotriva lui Petre Mărginean și Petre Mărginean împotriva lui Hărău și Arion, sau, mai bine spus, dacă banii erau investiți în campanie electorală, de pildă din Vale, rezultatele arătau cu totul și cu totul altfel. A fost de neînțeles, aberant acest scandal. Domnule Iacobriți. Da, din păcate, într-un partid politic, pe lângă democrație, trebuie să existe și disciplină. În momentul în care ai luat o decizie... Adică joardă? Da, puteți să-i spuneți cum vreți. În moment, ne certăm cât vrem, dar în momentul în care am luat o decizie, toată lumea trebuie să o respecte. E, din păcate, în Partidul Național Liberal sunt și voci care spun, noi nu suntem democrați, noi suntem personalități, așa, intrinsec vorbind, și nu avem dreptul să facem. Și știți care e paradoxul? Cred că majoritatea acestor voci vin din fostul PDL. Din fostul PDL? Da. Nu e adevărat. Acum, bun, sunt și în fostul PDL, e adevărat, dar, repet, vorbim acum de două partide, PNL și PSD. În PSD e o disciplină mai mare, liderul este mai respectat, nu contează cine este, au această cultură organizațională, zic eu, cel puțin în acest moment, mai bună decât noi. Domnule Stoica, conducerea Partidului Național Liberal, președintele Bogdan Țâmpău, nu trebuia să stingă acest conflict sau să sacrifice una dintre eu părți? Eu consider că Bogdan nu e un băiat rău, dar poate că un pic căciula e prea mare pentru el, e prea tânăr și încă nu are experiența necesară pentru a ține în mână și în frâu asemenea orgoli, așa organizați. Să zicem al măsarii sau nu știu, un cuvânt poate nepotrivit. Înși iertă. Plus că s-a mai întâmplat un fenomen care, eu zic că am pierdut și datorită jocului la mai multe capete, care se practică de mai multă vreme, din nefericire. Nimeni nu vrea să o spună, dar este adevărat. Aici sunt doi oameni lângă mine care, eu zic, au jucat corect și eu la fel, dar alții... Interesant. S-a văzut, eu vă fac, dacă vreți, uitați-vă rezultatele din primul și al doilea tur la președinție. Vedeți acolo exact care, cum au jucat și cum au făcut scorurile.
Deci, trebuie ori ne unim atât toți și tragem în aceeași căruță, ori ne ducem, lăsăm pe, și pornim de la zero. Fică iarăși clipim o căruță ruptă, iarăși clipim niște cauciucuri, punem petece și care se spar și așa mai departe. Ar trebui Bogdan să își prezinte. Nu știu dacă trebuie detonat sau nu Bogdan, vom avea analiză probabil internă la loc cu ei, vom stabili mai precis ce trebuie făcut. Dacă chiar sunt oameni care nu vreau să biceapă că se tragă, să facă un pas în spate, îi forțăm și trebuie să mergem înainte. Nu e momentul ca să ne apucăm să ne dăm unii la alții la joale. Și cred că mai multă disciplină ar trebui. Moloț a ținut partidul mână, a fost un lider mai puternic și mai pătrunzător în tot ce făcea. Chiar dacă poate în ultima vreme a fost al unui și decizii mai... Prea pătrunzător. A fost destul de autoritar și așa mai departe. Deci... E adevărat, dar domnul Moloț a fost așa după zeci de ani. Exact. Pe când Bogdan, după perioada scurtă, nu avea cum. E efectiv, e tânăr, e necop pentru... E bun, eu zic că e un băiat de viitor. Și Bogdan Țâmpău a evoluat mult în ultima vreme. Având în vedere că a fost și fuziunea între cele două partide, în care au fost caracterii puternici și de o parte și de alta, oameni valoși de o parte și de alta, ca să-i adun pe toți la un loc, să faci totuși echipe greu, nu se poate face într-o zi, două. Eu zic că acum avem timpul necesar să clădim pentru 2020. În 2016 la parlamentare trebuie să ne mobilizăm. Pierdeți să pot face niște retușuri, nu putem chiar schimba totul, fiindcă atunci chiar pierdem de tot. Trebuie făcute niște schimbări, așa, mândici colea, și eu zic că echipa trebuie unită, dacă se poate spune cuvântul ăsta, să mergem mai departe. Și eu zic că sunt oameni capabili în partid, care să ducă partidul mai departe și să obțină rezultate bune. Eu cred că odată cu rezultatele astea, dacă nici acum n-am învățat, dacă nici acum n-am înțeles că nu mai e loc de voci care să tragă sau de forță care să tragă tot înspre exterior, tot înspre alții, tot... Dacă nu există o voință unanimă direcție, la nume direcție, direcționarea mesajului, direcționarea efortului liberal. Și acum, sigur, Petre Mărginan a demisionat. Cred că și domnul Arion are de gând să facă același lucru. Nu sunt curios care este poziția doamnei deputat raportată, pentru că, sincer, și acum o spun cu multă responsabilitate și o părere personală. Eu aveam așteptări foarte mari de la municipiul Hunedoara și asta raportată... Practic acolo ați pierdut alegerile. Da. Și la Deva. Și la Deva. Pentru că Deva noi trebuie să câștigăm, indiferent de rezultatul pe care îl făcea Petre Mărginean. Organizația noastră este una semnificativă. Ne întâlnim în Deva, în Casa de Cultură. Foarte mulți oameni. Nu ne întâlnim la birou. Așa. Deci, mesajul pe care noi l-am primit și sondajele pe care și le-au făcut domnul primar, domnul Parion și doamna deputat, ne arătau nouă că stau undeva la 70%, 63%, în cotă de încredere 80%. Deci rezultatul pentru mine a fost un șoc. A fost un șoc. Și, sincer, în calitate de simplu membru liberal sau de om care a muncit în campania asta, nu de altceva, aștept o explicație. Ce s-a întâmplat? Când ați mințit? Sau cine v-a mințit? Spuneți-ne adevărul și asumați-vă eșecul. Pentru că peste tot, în rest, când o să le punem pe masă și o să facem analiza în partid, o să vedeți că ne-am atins scopul. Acolo unde am câștigat, zdrobitor, Petroșani, Pui, Hațeg, Călan și vă dau încă 20 de comune în care scorul a fost clar pentru PNL. Și acolo unde știam că pierdem, unde este fief PSD, cum este Valea Jiului, de la Aninoasa până la Uricani, am zis să facem acele eforturi. Petrina e un caz aparte. Să facem acele eforturi ca să minimalizăm pierderile. Și iată că am reușit să le minimalizăm, am pierdut la 6.000 de voturi diferență de PSD. Nu s-a întâmplat asta niciodată în Valea Jiului. Petrina, într-adevăr, e o problemă, pentru că noi am așteptat la un scor politic foarte strâns acolo și am pierdut.
1000 și aproape, cred că 2000 de voturi am pierdut acolo. Altfel am fi avut un scor de 4000, exact cum am pus pe hârtie și domnul Iacob știe și domnul Stoica, atunci când am creat strategia pe campania electorală, am spus, domnule, astea sunt țintele, aici putem să ajungem, aici nu, noi am făcut un ținte, am câștigat primăria din Uricani, am măsurat și noi am văzut că domnul Buhescu stă pe 80%, ce vrea să facem? Am încercat să găsim un caracter puternic, un personaj politic puternic care să-i rupă din... N-am reușit. Mă bucur că am reușit, în schimb, ca la Consiliul Județean să facem un scor mai bun acolo, chiar dublu și peste față de cât a înregistrat Consiliul Local. Asta înseamnă că și o bună parte din uricăneni și-au dorit un mămurlan în Consiliul Județean și le mulțumesc pentru asta. Și cu siguranță nu o să-i dezamăgesc. Ce măsuri ar trebui să fie acum luate, domnule Iacob Rizi? Și a doua întrebare este dacă vă veți implica în conducerea Partidului Național Liberal la nivelul județului Hunedoara. Eu sunt și acum în conducerea partidului, sunt în acel birou de conducere. Acel birou. Eu cred că va fi nevoie absolut și în perioada următoare, cât de repede, nu foarte târziu, de o analiză obiectivă, o analiză reală pe ceea ce s-a întâmplat și cei care, sigur, nu trebuie acum să tăiem capul nimănui. Rămânem colegi de partid în continuare, dar în politică așa e. Acum e sus, mâine e jos. Faci un pas în dreapta, în stânga, mai în spate. Asta e viața de partid. Viața e dinamică într-un partid politic și cred că, dar, în afară de toate aceste chestiuni, noi am avut o mare responsabilitate și vorbesc de cei care și-au asumat această luptă, pentru că aici nu e vorba numai de tine, aici e vorba de un județ întreg, e vorba de niște lucruri, de niște strategii, niște proiecte, e vorba mecanisme. De Hunedoara, mecanisme. Da, și tu, mințind sau omițând să spui adevărul sau nu știu, aici cred că trebuie văzut foarte clar ce s-a întâmplat, ai făcut în așa fel încât acolo unde ne-am așteptat să câștigăm am pierdut și acolo unde ne-am așteptat să câștigăm mai puțin am câștigat mai mult. Asta înseamnă că echipa în general a muncit bine, dar am avut punctual niște locuri în care lucrurile n-au stat așa cum s-a spus la un moment dat că se stă. Repet, și Petre Mărginean și Viorela Rion sunt oameni și membri ai PNL de valoare. Dar vedem ce s-a întâmplat, cu mare experiență. Tocmai pentru asta este cu atât mai ciudat ce s-a întâmplat. Domnule Stoica. Însă, mă scuzați că iar intervin, din experiență vă spun, oricât de bun ai fi ca om politic, dacă n-ai rezultat, e o problemă. Politica este pe voturi, fotbalul este pe goluri. Domnule Stoica, cât a contat ce s-a întâmplat din toamnă încoace? Când la guvernare a venit o garnitură tehnocrată, însă oamenii au perceput-o ca fiind o garnitură susținută de președintele României, susținută de Partidul Național Liberal. Declarațiile halucinante ale doamnei Gorghiu au întărit aceste lucruri. Blaga mai veninos a stat mai în tufe, adică a fost mai rezervat. Însă acest guvern a fost până la un punct creditat de Partidul Național Liberal și de Partidul Social Democrat, dar oamenii își aduc aminte de guvernarea Ponta ca fiind o guvernare care a mai pus, dacă alții au luat. Faptul că a venit Ponta, a venit Dragnea în Valea Jiului, de pildă, acești lideri importanți, Teodorovici, Rovana Plumb, au venit în județul Hunedoara, au fost aici. Domnule David, înțeleg că minimalizați acest lucru, însă Partidul Național Liberal a venit într-un final fericit cu Falcă. Domnul Drăgătesc, haideți, nu facem comparație așa, vă rog din suflet. Ba da, păi putem să facem. Vreți să vă spun eu cum am văzut eu lucrurile astea? Ce se întâmplă în teritoriu? Păi eu, ca și om al Băii Jiului, cu asta mă spăl pe cap, eu cu asta mănânc eu dimineața și seara când vine aici domnul Ponta să facă 3 poze și pleacă acasă? Domnul Ponta avea o datorie pe care și-a asumat-o atunci când a candidat de președinte și a spus că el are o soluție pentru complexul energetic Hunedoara. Asta e soluția. Atâta timp cât Victor Ponta a fost premierul României, vă reamintesc, complexul energetic Hunedoara nu a fost nici măcar în insolvență.
domnul Rădescu. Domnule, da. Și vreți să insinuați cumva că domnul Ponta este un prieten al voiei Juli? Și asta este dovada faptului că a venit și a făcut patru selfie-uri în două parcuri. Nu a făcut patru selfie-uri, dar este un mesaj transmis oamenilor, okay, că Rezmeriță, Buhăiescu, vor avea un dialog cu cineva domnul de la centru. Domnul Falcă este prietenul nostru. El e prezent în Valea Jiului și prezent în județul Hunedoara. O dată pe lună, o dată la două luni, când are timp, vine la noi, ne întreabă, ne sunăm, ne sfătuim. E acolo pentru noi. Și Marianu Prișa e prezent adesea în Valea Jiului, dar n-are a face cu interesele comunității. Mă rog, eu vă spun că domnul Falcă vine și acum cel puțin în... Nu, deci a fost un mesaj clar, domnule David, vizita celor doi lideri importanți al Partidului Social Democrat au însemnat de voturi. 13.000 de voturi la PSD în Valea Jiului. Foarte puțin. Foarte puțin. Oamenii nu-i mai cred. A luat mai mult ca dumneavoastră. Oamenii, eu nu mă aștept să fac primăvară. Au câștigat primărie grea. Dacă o zi e soare afară, e primăvară, nu. Deci, repet, domnule Stoica, a contat acest lucru? A spus ceva înainte cu insolvența complexului energetic. Eu zic că nu e așa, fiindcă Ponta, cât a fost la guvernare, a ținut ca un om, că îl țin oxigen, a ținut cu acest complex. Până când a venit guvernul tehnocrat, a scos din priză. Nu se mai poate, fiindcă datoriile au imense, de 1 miliard de lei sau... Un milion de lei pe zi. Deci erau datorii enorme. Eu vorbesc din rațiunea omului de rând. Deci eu cred că venirea lui Ponta și lui Dragnea în Valea Jiului a fost un semnal de aramă pentru ei, fiindcă vedeau că lucrurile nu se mișcă bine pentru ei. Dar vedeți că Gorghiu și cu Blaga n-au simțit pericolul în Hunedoara și în Deva. Deci noi, la nivel național, nu avem încă lideri de mare forță și de mare putere. Nu mai este un Antonescu, un Tăriceanu, alții. Avem lideri de calibru mai cum sunt. Și asta este. Trebuie să tragem căruța așa cum putem, să o ducem acolo unde este locul. Și la fel, acest duet, eu zic că nu face bine. Ar trebui să fie un singur om care să ia decizii și mai departe. Că se sfătuiește în culisă sau altundeva, și la altă problemă. Dar nu mi se pare... E un lucru foarte important. Ok, deci un om trebuie să ia o decizie. Da, și mai luăm lucrurile cumva. Alina Gorghiu este un politician de mare perspectivă, probabil. Este o... femeia agreabilă, știe să comunice, Alina Gorghiu. O speranță. Însă dacă vine în județul Hunedoara, de pildă, ce să-i spună lui Stoica sau lui Iacob Riți? Pe când Dragnea este altceva, da, și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere politic. Vedeți exact ce spunea domnul Stoica? Aici se traduce, nu sunt lider. Blaga este cu bodnița pusă din motive care îmi scapă, dar în mod evident nu mai este omul politic care era odată. Și atunci la acest capitol, transferul ăsta de încredere de la nivel central, ați bâșbâit-o cu Bucureștiul, s-a săturat lumea, l-ați oprit la Predoiu. Până când e un mesaj important care se dă comunității. Nu toată lumea așteaptă să nu se uite la mesajul pe care îl transmitem noi din teritoriu. Noi aici creăm niște piste pe care fronturi locale care se întind cât orașul sau cât comuna sau cât județul. Nu pot să mă duc mai departe. Discut despre mine, despre ce pot să fac eu cu domnul Stoica, despre ce pot să facă domnul Stoica cu domnul Iacob. Astea sunt mesajele pe care le transmitem. Oamenii se uită la centru și văd, astăzi e ăla, mâine e celălalt, păi mâine e al treilea. Vreau să fac o erată, dacă îmi permiteți, am greșit. Nu, 13.000 de voturi a luat PNL-ul. PSD a luat 19.000 de voturi, dar scorul de 41% nu seamănă deloc cu scorul de 60% luat la prezidențiale. Deci eu cred că totuși Valea Jiului, rezultatul este pentru noi un câștig. Este semn clar că oamenii din Valea Jiului au nevoie de o altfel de politică și o vom oferi de calitatea la care oamenii se așteaptă. Asta o să facem. Eu, pentru mine, înfrângerea asta, ca și tânăr politician, mă plasează acolo unde stă bine. E un șut în dos? Cred că mai este o problemă, domnul președinte, legat de... Acum discutăm de politici mari. În general, și nu numai în România, politica trebuie făcută pentru oameni, în primul rând, și mai puțin pentru cifre și statistici.
Noi, din păcate, nu prea știm să facem politica asta, cum să spun, nu pomana electorală, nu, că astea sunt chestiuni. Trebuie în toate acțiunile unui partid politic trebuie pus în centru omul, în primul rând, cu toate problemele legate de ceea ce înseamnă familie, școală, stradă, casă, spital și așa mai departe. Degeaba spunem că a crescut exportul de 7 ori și PIB-ul de 15 ori, că noi nu simțim. Da? Da. Vedeți, există că obținem performanță în judecare și că ăla e în faliment și ăsta. Domne, și Airbus-ul a fost în faliment și General Motors, dar Congresul American a băgat 300 de miliarde de dolari în General Motors să nu se închidă. N-a zis, domne, pe faliment închideți, dați afară pe toți. Nu, a băgat 300 de miliarde pe care va recupera în 20 sau în 50 de ani de la General Motors, dar la General Motors lucrează 250.000 de oameni. E, vedeți? Altă abordare. Noi am avut altă abordare, am tăiat și acum asta e. Există o carte celebră, Cum se conduce o țară, în care autorul, unul Cicero, spune că în centru oricărei politici ar trebui pus omul. Omul. Dar uitați, America, cea mai de dreaptă țară din toată lumea asta, a făcut acest gen de protecție socială, indirectă, dar protecția a mers până la urmă la stat. Pentru că dacă închidea General Motors, dădea afară 250.000 de oameni care intrau în sistemul de șomaj pe care trebuia să plătească din, statul. Din contribuabili deveneau asistați. Exact. Au rămas contribuabili. Au rămas contribuabili și mai mult decât atât au dezvoltat lucrurile. Dar, mă rog, acum am făcut o discuție așa vis-a-vis de... A fost o paranteză însă foarte bine venită. Pregătiți așadar alegerile din toamnă, însă totul ține de întâlnirea, cum îi spuneți acum, întâlnire, congres, analiză, ce va fi? La nivel județean? La nivel județean, da. Așteptăm o convocare a Comitetului Județean Executiv și vom disemina toate rezultatele pe care le avem. Luăm fiecare localitate în parte, ne uităm cât am avut ținta, cât am făcut, și tragem concluzii. Ce e de făcut, ce e de împrospătat, ce e de aruncat, ce e de menținut. Asta e, îmi cer scuze pentru limbajul foarte plastic, foarte abrupt, dar cred că eu așa simt că am făcut, ca și cum n-aș fi fost în campanie electorală, ca și cum aș fi fost plecat în vacanță și trebuie să am venit la lucru. Am terminat la Consiliul Județean. Da, trebuie să învățați totuși și mă duc din ce s-a întâmplat. Partid, domnule Stoica, pentru că ați venit ultimul, aveți ultimul cuvânt de această dată, fiind și un om cu vechi, de fapt cel mai vechi din studio, membru al Partidului Național Liberal și unul dintre cei mai vechi din județ. Mai vechi și la vârstă, numai ca experiență politică. Nu, mai matur, mai vechi. Da, eu zic că nu-i pierdut totul, se poate dacă se pun bazele solide pentru a crea o echipă mult mai competitivă și mai bună și zic că oamenii sunt de unde alege, se pot obține pe viitor rezultate mai bune. Eu cred că cu asta am început și cu asta vreau să închei, cred că tot reușim un bine, fiindcă trebuia să vină momentul ăsta zero, după a te-a vorbit el și multe probleme care le-am avut noi cu problemele lui Moros, cu problemele lui X, lui Y, cu așa, cu așa și așa mai departe, cu conducerea asta de două partide și așa mai departe, zic că a venit momentul să terminăm cu astea, să ne adunăm la masă toți liberalii care vreau să mai fie liberali și să facem în primul rând o politică pentru oameni și cu oamenii. Sunt oameni destul de buni în județ, sunt oameni capabili și inclusiv Valea Jiului, fiindcă cunosc bine fenomenul, am lucrat 26 de ani am stat aici, așa că cunosc bine zona. Am foarte mulți prieteni, mulți cunoscuți. Cum spunea domnul primar de la Petroșani, și staful ar trebui să îndrepte mult mai atent spre zonă și spre problemele care sunt. Nu neapărat cu Consiliul Județean și o primărie sau două care n-au fondurile și resursele, fiindcă dăm afară de la complexul energetic 50.000 de oameni, 30.000 de oameni. Dar plătim șomași de astea și pensii de astea anticipate și tot felul de alte chestii care ne îndoaie. Ce câștigăm cu asta? În cazul este altul, fiindcă noi suntem americani și doi avem un UE în spate care ne dictează ce să facem și noi. Poate un cuvânt
ne la locul, suntem papagali și executăm tot rolul de aștia. Poate că ar trebui o bună zi să ne spunem și acolo un punct de vedere, dacă are cine să spună. Da, spuneți cam ce spunea Eugen Teodorovici. Dacă voi fi ministru, principala mea țintă este să nu ascult de ce spun cei din Europa, să creez o strategie cu deficit pe nu care pot, nici să am de ei, putea să o abordăm. Sunt toți într-o echipă. Sunt mai multe state europene care formează o echipă, dar totuși și România da, domnule să primar, dar vedeți că începe acum campionatul european, când joacă România, dumneavoastră strigați hai UE? Nu. Păi sigur că nu. Mulțumesc pentru participare. Strigați, hai România! Hai România! Hai România! Doamnelor și domnilor, asta a fost totul. Știrile Mondo TV prezentate de Adina Risipitu.